Mi-a părut interesantă ideea ta care spuneți că agricultorii, producătorii agricoli vor putea ei înșiși să aleagă ministrul agriculturii în viitorul guvern. Puteți cumva să elaborați cumva Foarte ideea simplu. și cum îmi place pentru că există o mulțime de influență politică, mai ales de la IPA, toate atâta. Și dacă mai puteți să spun dacă poate exista și alte ministerii în care ar putea la fel fi ales. Nu, asta noi l-am discutat, am născut împreună această idee cu liderii, cu producătorii. Eu am Da. avut întrevedere, da, Liderii care în frigidiere pe câmpuri. În total, ca să știți, au fost una 120, 140, deci au fost peste 600 de lideri. Am avut întâlniri separate, nord, centru, sud. Băi, băieți, voi nu v-ați săturat, că așa nu vă răspunde la telefon. Că este ministrul așa, dar și el era un cașă. Dar de timpul lui Valera Strelez, prim-ministru, Silitra o controlează așa, la știu. Ne-am săturat. Zic, vă propun primul în istoria politicii moldovenești democrației. Cum? Într-o zi de-am după alegeri, că n-aveți frică voi, din narușcă, că vă urmăresc, că ați vă pedepsească. Ne adunăm toți împreună la o adunare națională a liderilor, ați fi 1.000 de la producători mici la foarte mari, care au 1.000 de hectare. Voi înaintați o candidatură la funcție de ministru, putem să stăm 3 zile să ne certăm, să o alegem, să-i dăm voie să răspundă la întrebări. După asta putem să stăm 3 zile să bem un par de gen, să prăjim un curcan. Important să-l naștem la acest congres, pe acest candidat din partea voastră și ca să nu fie supărat, aha, usatul de la nord, dar să promoveze nordul. Nu. Avem trei regiuni în țară. Nord, centru, sud. Și fiecare liderii de la nord își înaintează candidatura lor la funcție de viceministru, cum ar fi secretarul de stat, centru pe lor și sud pe lor. Nu lucrează viceministru nord sau sud. Tot ei l-o tras înapoi. Dar important altceva. Ei nu mai vor fi umiliți. N-ați mai și așa numite brigăți care controlează 1, 2, 3, 4, 5. Nu le place, l-au rechemat. Și cel mai grav, eu n-ați mai aud și ce am auzit până mă. Chiar că au venit usate la guvernare, nu contează cine, și le-au dus în cunceainic ministrul agriculturii. Înțelegeți? Ia că este situația. Fix așa eu consider că să fac la cale ferate, ca să știți, că eu în domeniul căi ferate, dacă cu agricultura n-am avut, dar în cale ferate eu pricep. Și când eu strigam din 2011, opriți repararea locomotivelor la o uzină din România care producea ligheanuri de plasmas. Înțelegeți? Și milioane, când cu banii ei trebuiau de achitat în Banca Europeană ca prima tranșă și de luat în leasing locomotive noi, dar nu cu Moleac Șalaru. Și pe urmă ardeu, parcă erau focuri de artificiu. Înțelegeți? De asta, anume mecanismul e ăsta. Și asta e corect. Oamenii se poate influența procesele, oamenii n-ați acuză nici pe usatei, nici pe nimeni.